Cum să faci sex când copiii dorm? Sfaturi! 1. Preludiul e o pierdere de vreme, la propriu. 2. Nuditatea totală este foarte riscantă, la fel și lipsa păturii, indiferent de anotimp. 3. Nu vă implicați 100%, cel puțin o ureche trebuie să fie concentrată la zgomotele din camera copilului. 4. Cu cât terminați mai repede, cu atât cresc șansele să mai apucați să mai vedeți și un film. 5. Dacă aveți chef, puteți folosi cu încredere jucării. Atenție mare însă la piesele mici de Lego. E groaznic dacă vă intră în M sau în E. 6. Îl știți pe mutulică din albă ca zăpada? E, așa și voi. 7. Folosiți poziții care să vă ofere un alibi perfect. E ok să spuneți, știi, mami și tati stau îmbrățișați. E mai greu de explicat de ce tati o împingea pe mami de la spate în timp ce o trăgea de păr. 8. Foarte important. Să nu vă fie teamă că veți fi prinși. Copiii sunt ca animalele de pradă. Miros frica. 9. Puneți în jurul patului jucării de alea imbecile care chițeie când le apeși. Câteva secunde pot face diferența între un copil normal și unul traumatizat pe viață. 10. Dacă totuși sunteți prinși, spuneți adevărul. Dragul mami, nu e ceea ce pare. Tati are o problemă medicală la spate care îi impune ca mami să-i țopăie în brațe. 11. Dacă totuși chiar vreți să-i spuneți adevărul, trebuie neapărat să știți că terapeuții de copii sunt extrem de scumpi. 12. Nu vă dozați energia că nu sunteți la maraton. E o cursă contra cronometru. 13. Ăștia mici dorm iepurește. Așa trebuie să vă iubiți și voi. Și cele mai importante? A. Nu uitați, oamenii fără copii fac dragoste. Cei ai căror copii dorm în cealaltă cameră fac cardio. Și B. Se poate să fie nevoie să întrerupeți proiectul în orice moment. Așa că fiți pregătiți să vă rezolvați singur problema mai încolo. Acum ați început? Bun.